Bine v-am regăsit la Prop Night, un joc interesant care mi-a atras atenția, am văzut că juca și Rafa acolo și mi-a plăcut jocul. Ideea este că e un soi de Dead by Daylight combinat cu Witch It, te poți transforma în diferite obiecte și killerul, bineînțeles, te caută, trebuie să repari chestii, mi se pare interesant, îl puteți căuta și voi pe Steam. Momentan este în beta, puteți cere o cheie, probabil o să o primiți instant, că eu așa am primit-o. Dar nu știu cât timp o să mai fie varianta asta beta, pentru că jocul va apărea pe 30 noiembrie, cred, da, pe 30 noiembrie, cu o zi înainte de Halloween, pentru că e în tematica asta de Halloween. Dăm direct play, nu uitați neapărat să bubuiți butonul la blană de like, l-aș aprecia enorm, și subscribe-ul, și hai să vedem. Ideea e că putem să ne alegem rolul din prima și parcă m-aș duce pe killer. Ce am observat e că toți killerii seamănă cu ceva personaj, adică am văzut că e un fel de Slenderman, e un fel de Granny, un fel de The Nun, deci cumva au dus-o în direcția asta și jocul e așa mai friendly, să zic, adică nu te bagă în hook-uri, nu-i sânge, îi pentru toată lumea, mai pe scurt, și o să intrăm direct în match să vedem ca și criminal cum ne descurcăm. Aici se pare că avem killerii, o avem pe The Nun, bine, e Banshee, dar în fine, mie îmi place să zic The Nun. Uite bă că e unul pe care îl cheamă Easy, what? Ok, nu-mi spune că am avut bulan să pic cu un abonat. Avem Granny, uai lele cum arată, și l-avem pe Slenderman, care se numește Imposter. Ok, hai să mă gândesc cu cine să joc. Ala bala portocala. Ha, mă, cu Slender sau cu Granny. Nu, hai Slenderman, dacă o ieși la ala bala portocala, aia jucăm. Și sunt 4 supraviețuitori, să sperăm că se mișcă bine, că n-am prea făcut setări, cine știe ce. N-am jucat absolut deloc până acum. E prima mea impresie. Captures all survivors. Ia, hopa, m-au zis ceva aici. Mamă, deja? Am pierdut-o, dar pot să o aud cât de cât în direcția asta. Opa! Ia! Yeah. Cine e aici? Stai că avem și speciale, avem spell-uri, dar nu știu exact ce face fiecare. Ok, cu Q se pare că le văd locația, e cineva acolo și încearcă să repare. Cred că ar trebui să dau joc un pic mai încet. Ia! Yeah. Opa, sticluța asta! Noi un pic am în plus aici. Da, deci păcat că n-am jucat și Survivor, dar o să o jucăm după. Să vă arăt exact cum stă treaba. Putem lua formele. Ok, hai să vedem. Am auzit ceva lângă mine, jur. Bă, când apăs E-ul, aud în apropiere. E destul de greu. Nu pot să cred că mă pot deghiza și eu. What? Ok. Îți dai seama ce play-uri și mechere poți face? Acum o să jucăm cam random. Opa. Ia. Yeah. Oare mi-arată locația lui? Hopa! Văd o cutie aici care se mișcă. Ce zici, cutiuță? Mamă, da, problema e că țopăie prin lanul de porumb. Bă! What? Mi-a dat cu ceva, dar nu știu cu ce. Ok, o văd încă. Mă, da. Nu știu să folosesc killer exact. S-a transformat într-un sac acum. Ah! Nu știu cum îl prind exact. O mai reparat un generator. Aaaa, easy, mă. E un pepene și va ieși pe cealaltă parte, probabil. Ia să încerc să mă duc eu așa, să creadă că sunt un player, știi? Surpriza! Am un frate, câte hituri trebuie să-i dau? Fii serios? Bă, dacă de tare îi. Ha. Stai că am pierdut tot aici.
Asta e aproape reparat, bă. Dar nu știu exact cum îi prind, asta e problema. Opa. Cineva e exact aici. În cășuța asta. Hai să mă deghizez și eu. Ia. Salut, frate, stai că și eu sunt player. Stai, mă, suntem supraviețuitori amândoi. Stai un pic. Nu fugi. Mamă, dar și jump-uri poți să dai. Eu pot să stau doar 30 secunde deghizat. Eu de bandadă totală. E chiar prima dată când joc și mă pun killer, ceea ce e mai dificil decât credeam. Dar nu-i nimic că facem noi față. Și dacă dau... Opa! Dacă dau E, îi scot deghizarea cuiva. Au fost unul aici, da. Nu știu câte hituri trebuie să-i dau ca să-l prind. Tu-ți dai seama că mai sunt 2 minute și eu n-am prins pe nimeni. Meciurile văd că durează puțin. Da, mă bat ăștia de mă usucă. S-o deghiza, bă, ia uite-l. Ah, l-a trag la mine cu Q. Ok, în sfârșit învăț și eu. Stai, mă, să mă deghizez și eu. El e o mașină, da? Stau așa lângă asta. Funcționează tactica. Uite mașina. Da, vezi, nu mai fugi în halul ăsta de mine. Deși cred că cunoaște killerul și știe că se poate deghiza. Ok. Încerc să mai folosesc și eu spellurile, dar... E greuț. Poate e și greu killerul ăsta, n-am nicio idee. L-am ales numai că îmi place că seamănă cu Slenderman. Care ești, mă? Unde ești, mă? E greu toate. Ia, ce e asta? Cred că nu pot lua eu decât ei. Ok. Hopa, ce zici, boss-o? Da, acum, îți curios cum îl iau. Asta e că... Ok, în sfârșit. Asta ar fi primul și ia uite cum arăt. Oh, da, mă, da. Îmi place. Acum trebuie să-l pun, să-l pun pe un scaun, pe ceva, dar nu știu exact. A, încolo sunt scaunele. Ăsta o să-mi scape până îl duc eu. Probabil. Posibil. Da, mi-a scăpat. Deci dacă te chinui în 10 ani... No, acum s-a transformat în ceva, dar nu-mi dau seama în ce. Uite-l! Let's go! Da, mă, vino în coace. Da, mă, da. Ok, și ăsta unde e? În căruță? Trebuie să mă urc în căruță. Ok. Și cum îl pun? Gata, uite așa. Ăsta-i, vedeți? Nu-i sânge nimic, e scaun de hipnotizat, cică. Oh, salut, frate. Mă, ce țopă e ăsta? I-am dat hit-ul? Doamne, urât face. Mă simte noob. Uai de viața mea ce player face omul ăsta. Easy se pare că a reparat ceva. Ăsta își bate joc de mine în ultimul hal. Hopa, i-am scos forma. Un hit. Încă un hit. Încă un hit. Frumos. Ai râs tu de mine că sunt începător, într-adevăr. Dar nu-i nimic, că te rezolvăm noi. Hopa. Opa. Opa. Pe aia o las pe jos, nu știu ce va face dacă o las pe jos. O fugi prea departe. Bun. Asta s-a ridicat singura, mă. Wow. Păi și eu nu mai pot să fug. Am stamina ceva. Unde-i, mă? Unde-i-o fugit? Uite-o! Salut! Vino aici, aha! Mă, dar parcă țopă e mai tare ca obiect. Stai că am început și eu să prind ideea. Am pierdut-o. S-a oprit aici, nu? Da. Nu mai știu pe unde s-a dus.
E mult mai dificil decât credeam. Ia uite. Ce avem noi aici? Salut! Ok, ăsta cred că e începător ceva, că nu știu ce-a făcut acolo, ori nu m-au văzut venind, ori nu știu care-i treaba. Salut, frate! Hopa! Noapte bună! Acum, hai să vedem pe unde-s restul. Mă mai transform și eu în ceva. Ia uite! Salut, prietene, ce zici? Suntem prieteni, suntem amici! A, dar e clar că ăsta era de știe să joace bine. Nu o să o speria, cred că, nici o secundă de mine. Bă, dar ce mă giucuiește! Vino aici! Naiba să te ia... Mamă, mi se face rău. L-o și scăpa pe ăsta, nu? N-ai cum. Bă, dar țopul ăsta în continuu! Cred că ăsta e planul lui să... Mă facă să pierd tot timpul din lume. Lasă-mă în pace. Opa. Am văzut ceva pe aici? Sau mi s-a părut? Mă fac și eu iepuiaș. Ok, cred că mă mișc mai repede așa. Sau mi se pare mie. Hai că încet încet prind jocul și dacă vă place, promit că mai facem. Unde-i, mă? Doamne, mi-a dispărut varza într-o milisecundă. Mă, dar n-ai cum dacă sunt atât de mici obiectele. Ia, pot să lutez eu așa ceva? Nu. Cred că doar ei pot. Mă, varza asta, dă-te încolo de varză. Doamne, iartă-mă. E imposibil. Cum pot să prind eu așa player vreodată în viața asta? Oricum o să pierd, e evident că o să pierd. Dar măcar prindem și noi cât de cât ideile jocului. Hai să mai încercăm să-i tot, să le tot scoatem deghizarea. Că văd cu data la 5 secunde pot să dau un continuu. Mamă, varza asta fuge de mă disperă. În ce naiba mă s-o camuflat? Am intrat în coș, ce-a făcut? E imposibil. Mă, dar ce tare... Uite-o, mă! Unde s-o ascuns? Păi și uite-te ce viteză are! Oh my god! Nu, că nu mă mai duc după ăla, că nu m-am pierd timpul. Total inutil. M-a auzit ceva pe aici, dar degeaba. Hai să mă camuflez și eu. Dar trebuie un obiect mult mai mic. Hopa! Ia cu terminat exact aici. Să mă fac eu varză. O, dar cum o prins viteza aia ăla? A, uite că prins. Dacă tot s-o pui așa, n-ai probleme. Uite și poți double jump. Ok. Interesting. Dar unde-s toți? Unul s-a dus, nu? Eu așa îmi dau seama. Parcă Ray vine ăla s-a dus. Ia uite, cum țopăie ei, mă. A, trebuia să-mi țin hit-ul, că dă ăsta de zici că doarme. Dar n-ai cum, ăștia-s pro player deja. Trebuie să mă uit un pic la niște tips and tricks, că sigur sunt șmecherii pe care eu nu sunt în stare să le fac. Uite-l, mă. Bă, copile, mă disper, vino în coace. Doamne, că... Chill. Sunt 3 reparate din 5. Uite-l. A, mă, lasă-mă. Uite-l aici, am crezut că s-a oprit. Nu mai găsește-l. Fii serios. Fii serios cu mine. Cum neva să-l mai găsești? Deci clar, ca supraviețuitor îți trebuie obiectele cât mai mici și de preferat rotunde.
Da. Și ca și killer trebuie să înveți un pic toate chestiile astea, că nu s-a așa la îndemână pe cât credeam. Am mai reparat unul. Da, deci mai trebuie să repare unul și-a scăpat. Și eu cred că doar pe unul am reușit să-l prind, ceea ce nu-i mare lucru. Bine, poate dacă mă puneam alt killer, aveam alte chestii. Da, așa, nu știu ce am mai venit aici, că doar, oricum, ei fug instant. Și trebuie să învăț, uite, de exemplu când dau ăsta. Să le scot cam, opa. Dar de ce abaca? E o varză. Când dau asta să le scot camuflajul, ia. Bă, dar n-au treabă. Ok, în sfârșit. Doamne, nu trebuie să o pierd. Bă, unde-s mă scaun? Mamă. Am aici scaun, da, mamă. Let's go, let's go. Hai pe scaunel. Salut. Ai, mă nervezi. Come on. Acum ai un sac, ok. Ai greu, mă. Uite sacul. Opa. Se duce să salveze. Sau nu? A, încolo-i. Aaaa. What? Ce-a fost cu viteza aia? Bă, las-o, bă, încolo, ce-a fost viteza aia? Se duc acolo sigur să repare. Am văzut acolo cutia. Bă, dar ce-i cu viteza aia? Păi și cum se presupune că ar trebui să prind eu așa ceva? What? Mai sunt o grămadă pe care le pot repara ei. Hai să încerc să mă duc măcar la astea să văd. Aici ar putea fi cineva, pentru că e destul de safe zona. Hai să încerc să mă duc și eu așa. Hai că nu fac zgomot. Încerc să mă dau prieten. Bă, victory cum? Nici nu înțeleg cum am câștigat. Doamne, nu înțeleg regulile jocului. N-au apucat să repare și a trecut timpul, probabil. Nociv MVP de atât. Ok, pot să dau voturi. Mă votez pe mine. Stai un pic. Cum adică? Nu știu la ce ajută voturile astea, dar am reușit să dau doar 660 damage, nu cred că e mult. Pentru primul episod sunt relativ mulțumit, cred că jocul ar trebui dat un pic mai încet. Așa că o să-l dau chiar acum ca să nu uit pe episodul următor. Dacă vă place, nu uitați să vă uiți butonul la blană de like și de subscribe. Și ne vedem în episodul următor. Toate cele bune, pa!